De rezistență la podul Basarab, patru camioane pline cu pietriș, a căror încărcătură echivalează cu 16 autobuze pline ochi cu călători, parcurg acum un tronson al podului. Vasile Marcu este acolo. Vasile, cât durează testele și când va putea fi deschis circulației podul? Păi, testele durează mai multe zile. Pe rând vor fi testate porțiuni din pasajul Basarab, atât podul cu Hobane, cel din spatele meu, dar și podul de peste râul Dâmbovița. Iar în cel mai fericit caz, bucureștenii, șoferii bucureșteni vor putea circula pe pasajul Basarab la sfârșitul acestei luni, dacă până atunci vor fi terminate toate testele și peste podul cu Hobane va fi turnat asfalt. Însă mai rămân, așa cum spuneam, câteva zile în care constructorul mai are de făcut mici aranjamente la partea superioară a podului. Mulțumesc pentru informații, Vasile.